Societatea Miss Group susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Bună seara, doamnelor și domnilor, dragi prieteni! Sunt Geta Ionele și ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Educație de Bine. Astăzi mi-am propus să mergem puțin în zona culturii, să vedem cât de mult poate să ajute o instituție la animarea, până la urmă, a unui oraș și a unui județ. Invitatul meu din această seară vine dintr-un sector în care, să spunem așa, e destul de greu să aduci publicul dacă nu e interesat de ceea ce se întâmplă. Complexul muzeal al județului Bistrița-Năsăud a fost ani de zile o instituție rece, o instituție în care nu se întâmplau prea multe, însă în ultimii ani lucrurile s-au schimbat. A devenit un loc viu, un loc primitor, un loc foarte animat în care au loc des evenimente pentru toate gusturile, ca să spunem așa, și acest lucru se datorează, bineînțeles, și invitatului meu din această seară. Este alături de noi managerul instituției, Alexandru Gavrilaș. Mulțumesc de prezență, bine ați venit la noi în casă. Bună seara la toată lumea. Au trecut câțiva ani de când v-ați luat o mare responsabilitate, zic eu, de a transforma o instituție care era puțin comunistă și rece pentru public într-un loc foarte viu, într-un loc în care putem să venim și să ne recreăm, dar și să luăm contact cu ceea ce se întâmplă în spațiul cultural al județului Bistrița-Năsăud. Care au fost cele mai mari provocări personale, ca să spun așa? O să revin cu bună seara. O să fac precizarea de la început că meritul este al colectivului și că este a vremurilor. Probabil că toate lucrurile au un timp al lor și a venit și rândul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud pentru haină nouă. Că lucrurile astea au fost posibile datorită colaborării cu administrația, respectiv cu ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, a cărui președinte l-am prins, este Radu Moldovan, că proiectul pe fonduri europene pentru muzeul de la Bistrița s-a derulat prin Consiliul Județean și prin echipa de acolo. Sigur că eu am fost manager de proiect, dar mai puțin contează lucrul ăsta, contează echipa, pentru că nu putem discuta nicio instituție decât de echipă și nu neapărat de... Deși funcția sună cumva pompos, cu siguranță că manager e un termen perimat. Mi-ar dori să fiu un fel de lider, mai degrabă un leadership, mai degrabă dus în zona mai modernă, să spun, a lucrurilor, prin care omul face la rândul lui, încearcă să devină o parte din locomotiva care mișcă lucrurile. Și cumva asta am dorit să fac acolo. Sigur că e o provocare. Locul meu de naștere este Poiana Ilvei și poate că ar merita să spunem tuturor că cel care a pus bazele muzeului din Bistrița este un alt poenar. Deci domnul Dănil a fost unul dintre pionierii muzeului în urmă cu 70 și ceva de ani și cu siguranță că ajungând acolo în forma asta m-am gândit că ar trebui să fac ceva. Și s-a nimerit și conjunctural, sigur că se poate. Nu cred că muzeul e instituție rece. Muzeul e instituție... a fost ușor eclectică, dar nu din cauza asta, din cauza faptului că este specific cu instituție în forma asta. Deci legea care ne guvernează pe noi, 311, le spune că e o instituție care colectează, conservă, protejează și pune în valoare patrimoniul. Acum patrimoniul local, că despre asta discutăm și asta am și făcut, asta ne zice legea. Sigur că orientarea din ultimii ani a venit cu alte teorii noi, n-am făcut noi ce n-a făcut nimeni, sigur că n-am inventat nici roata, am folosit-o ca toate muzeele din lume, nu neapărat. Suntem partea muzeelor europene, la care am aderat și noi și partea muzeelor din România, așa că o parte din activitățile pe care se fac peste tot le facem și noi. Și între timp, cumva, am încercat, având și
la dispoziție spații amenajate, dotări care ne-au permis să facem lucrul ăsta. Am încercat să facem și partea de, cum o să folosesc cuvântul, entertainment, că așa mi se pare mai repede, care dinamizează cumva imaginea muzeului într-un fel. Pentru că dacă ar fi să ne gândim, complexul muzeal are patru secții care sunt clasice. Muzeul este mare ca și instituție, ca și construcție, ca și suprafață mare, 900 de metri pătrați de spațiu expozițional, ceea ce nu-i puțin. Și organizat pe cele patru secții, respectiv artă, istorie, etnografie și științele naturii. Și atunci, prin organizarea de câteva spații, la această oră avem 4, aproape 5 într-un fel, pentru că avem și pentru secția de etnografie un spațiu dedicat, facem expoziții temporare, le spunem noi, asta este termenul științific, adică expoziții pentru 3 săptămâni, o lună de zile, expoziții care atrag publicul și dinamizează activitatea muzeului. Bine, că după finalizarea proiectului lucrul acesta ne-a reușit, că dacă ar fi să discutăm despre 2019, deci cu siguranță lucrul ăsta a fost în regulă. Pragul muzeului a trecut peste 70.000 de oameni, ceea ce e un câștig. Sigur că... Dar v-ați așteptat la asemenea cifră știind... Nu fac predicții că... No, a terminat sculptură și păi da, rămân asta la zic, deci, calificări. În principiu, muzeul județean, da, oriunde în lume, da, muzeul este un punct de atracție. Da. Ori în Bistrița Năsăud, dacă e să ne uităm în urmă cu ani, nu prea era punct de atracție. Ba era, pentru că, acum trebuie să vă contrazic, muzeul din Bistrița nu e cel mai vechi. Mai vechi este muzeul de la Năsăud și are, anul trecut a sărbărit 90 de ani de la înființare și mai vechi, și mai vechi, primul muzeu din Transilvania e totuși Muzeul Memorial George Coșbuc. Muzeele astea sau casele memoriale, indiferent de perioadă, au adus după sine un număr mare de vizitatori și vizibilitate. Sigur că cumva am fost percepuți ca Bistrița și cumva restul, sau de când spunem de regulă Muzeul Județean, dar nu ne cheam așa, e o disfuncție. Cumva lumea ne-a părțit cumva în două. Partea de Năsăud din Năsăud, St. George din St. George și celelalte sunt restul. Dar nu, toate țin de complexul muzeal. Avem 16 locații în tot județul. Suntem gestionarii unui patrimoniu imobil important, monumente clasate în categoria A și B, care sunt cele mai importante, și avem și un patrimoniu imobil impresionant în jur de 100.000 de piese, care așteaptă multe dintre ele să fie clasate în două categorii, le spunem noi, fond și tezaur, să vedem cum se schimbă noile regulamente, dar avem lucruri importante și cu asta sunt lucrurile care trebuie să începe. Asta este teoretic menirea instituției, ideea a proteja și promova patrimoniul. Deci ne referim până la urmă la ceea ce nu e în prima linie, ca să spun, vizibil, da, pentru, da, oameni, că trebuie să ne gândim și la munca științifică care se desfășoară aici. Da, este adevărat. Activitatea, acum pentru telespectatori, o să fac cumva o imagine sau să încerc să creez o imagine pe care nu, iar din nou, nu mi-aparține. Aparține Institutul de Cercetare, unde spun că munca unui muzeograf sau într-un muzeu seamănă cu un iceberg. Deci partea cea mai mare este sub apă, nu s-o vede nimeni. E aia activitatea care e de bază, pentru că să fișezi, să clasezi, să studiezi piesă de piesă, în perioade repetate, să faci inventare, să faci studii, studiile le poți publica și mai departe, pentru că teoretic publicarea încununează partea de cercetare a noastră. Asta este activitatea de bază și pe lângă faptul că punând în valoare patrimoniul se face prin expoziție. Da, el se expune. Acum, modul în care se expune, sigur că ține de bani. Și lucrurile astea sunt importante. Din pedagogia muzeală se spune că la
5 ani, 7 ani, acum depinde și de câți bani avem la dispoziție, cumva pozițiile de bază să schimbă, ca să fie interesante, mai dinamice, cu un alt tip de activitate. Acum noi am reușit cumva să ținem oareșcum pasul ăsta, că foarte multe dintre secții și-au dinamizat activitatea, am schimbat în mare parte dintre lucrurile pe care le-am făcut la Bistrița, dar am făcut foarte lucruri multe importante și în teritoriu, adică acolo unde lucrurile au fost posibile, pe partea de modernizare, a spațiilor administrative, a construcțiilor, a toate lucrurile astea, toate au fost făcute, știți. Și atunci eu cred că asta este imaginea pe care instituția o are și asta este și corect, teoretic, să o aibă. Oricum, percepția s-a schimbat foarte mult din momentul în care am început să vedem autocare opresc în poarta muzeului Bistrițean. Da. Și atunci, într-adevăr, percepția oamenilor s-a schimbat. A devenit un punct de atracție. Da, în 2019 aveam relații de colaborare cu câteva instituții, agenții de turism naționale și internaționale, mai mult din zona Bucureștiului și a Brașovului, adevărat, dar era. Și acesta fapt a făcut ca să fie posibil aceste lucruri. Sigur că nu s-a văzut numărul de autocare la Năsăut sau la Coșbuc sau, pentru că acolo lumea trece obligatorie, cumva este în traseu, este la drumul național și musai să se întâmple în forma asta. La Bistrița era undeva, a fost tot timpul cumva pe picior de fugă, dacă se spun așa cu expresia asta, sau nu neapărat îmi convine, dar în momentul în care ajungeau autocarele aici, vedeți, trebuie să există o colaborare între oferta de cultură și oferta de divertisment sau, nu știu, de partea de restaurante și alte lucruri, pentru că altfel toate se precipită. Deci oamenii ajungeau la noi și mai aveau jumătate de oră să ajungă cu programare la turn la biserică, mai aveau 5 minute să ajungă la masă la, nu dau numele restaurantului din parc, dar mă rog, undeva acolo erau. Să nu-i fac reclamă la cu neapărat. Și asta se întâmpla și atunci nu au timp foarte mult pentru activitățile noastre. Asta și făcut ca una dintre glumele care circulă în cadrul instituției este întrebăm întâi oamenii sau grupul cât timp aveți, pentru că noi povești avem de săptămâni. Acum dacă dumneavoastră aveți o jumătate de oră, n-am cum să fug prin instituție cu dumneavoastră și nici n-am cum să vă explic. Mai bine haideți să vedem o bucățică mică, o secție, un capăt de secție, în așa fel încât să înțelegeți ceva. Acum, despre modul în care se înțelege o activitate sau un spațiu expozițional la muzeu, sigur că aici lucrurile pot fi povestite săptămâni la rândul, pentru că dacă discutăm despre cercetare, discutăm despre pasiune, dacă discutăm despre istorie, atunci în fața unei vitrine ai putea să stai săptămâni întregi, zile întregi, să discuți, să faci analize pe text, pe imagine, pe comparații și sigur că asta o fac specialiștii. Pentru ceilalți, e important să cunoască că județul nostru a fost pe granița limesului roman, că suntem face parte dintr-o națiune mândră, inclusiv cu Daci liber, cu graniță, cu Imperiul Roman, cu castre romane, cu așezări fortificate și lucrul ăsta ar trebui să ne dea oareșcare mândrie locală, cel puțin. Și un imbold să studiem mai mult. Da, pot să studiem mai mult aceste, ne aplicăm mai mult asupra acestor lucruri. Și interesant ar fi să vedem, se mai fac cercetări? Pentru că au fost destul de multe promovate anumite situri, anumite săpături în momente diferite. Am văzut că încercați să vă apropiați și de oameni pe partea aceasta de cercetare, dar știu totuși că e un domeniu subfinanțat. Păi acum e adevărat un pic. Suntem cumva, o să folosesc o expresie și sigur o să-mi aud comentarii. O să folosesc bine, nu vorbesc doar că de Bistrița. În general, am crescut un pic ușor, ca făt frumos, cumva și odată cu această creștere au apărut și costurile, că inevitabil lucrurile s-au modificat. Sigur că în condițiile în care ești fiul cel mai mic și mai vitreg al unei administrații, atunci lucrurile par așa, cumva, e acolo și la capătul bugetului. La un moment dat, din cauza dimensiunii, a proporției, să spun, și a bunurilor pe care le administrăm, lucrurile au devenit un pic mai
mari. Și inevitabil, costurile sunt mai mari. Nu discutăm despre ce factură a venit la curent sau gaz zilele acestea, deși ar fi interesant. Nu să lăfăie nimeni în căldură, să nu înțelege greșit, doar că pentru a proteja corect bunurile respective, pentru a respecta legea, de altfel avem obligația de a păstra o temperatură constantă. Și nu e nici de cum 20 de grade, multe, da, lumină. Și deci nu e nici pe departe, deci 12 grade, între 9 și 12 grade muzeu. Asta e numai ca la supraviețuire în forma asta, dar cu toate astea costurile sunt mari. Evenimentele au costuri. Sigur că din punct de vedere a publicului interesant, directiva europeană interesant, accesul liber la cultură, gratuități cât se poate și lucrurile astea sunt oareșcum în direcția în care se dorește în Comunitatea Europeană, dar inevitabil, orice tip, orice predispoziție, orice venisaj, mâine seară sau în alte zile, se vedeți că presupune foarte multă muncă și niște costuri. Asta este. Și atunci ele se reflectă în buget, se reflectă în cheltuielile pe care le avem și atunci sigur că apar aceste disfuncții și bugetul unei instituții, nu a mea în mod special, a mea, iertați-mă, pe care vremelnic o conduc, are capitol de funcționare, salarizare și e tâcâu acolo interacțiunile culturale și sunt, dacă banii sunt destul de limitați, atunci acolo ne ducem, în zona aia. Ideea e că de fiecare dată noi am venit cu foarte multă creativitate, am încercat să facem activități, deci dacă de exemplu unui curs unui an aveam 30 de activități sau 40 bugetate, am făcut 100 și nebugetate. Asta zic, eu știu că în acest domeniu primează foarte mult și relațiile personale pe care le întreții cu prestatorii, mai, ca să spun așa. Iar aici n-am pretenția de a inventa eu cuvinte. Instituțiile nu relaționează între ele, oamenii care le conduc relaționează și dacă la un moment dat te găsești într-o zodie corectă, da, probabil că așa se aliniază astrele. Da. Așa trebuie să fie. Sigur că întâmplarea face că la ora asta prin țară o parte din colegii mei sunt manageri de muzee, că cunosc destul de multă lume și în zona artelor plastice și în alte zone. Între timp am și oareșcare vechime la muzeu și am reușit să cunosc și alți oameni pe care, mă rog, altfel nu aveam ocazia să-i știu. Și atunci am început să legăm lucrurile. Marea majoritate a managerilor de muzee funcționează pe schimburi culturale, pentru că e mai ușor cumva să gestionezi partea asta de dinamică. Și atunci noi și ne-am încercat să facem același lucru și prieteniile, schimburile, relațiile dintre o instituție și alta au făcut ca lucrurile să meargă înainte. Și așa, repet, așa că la câteva activități bugetate avem alte sute care nu-i bugetată. Așa a ajuns totuși ca complexul muzeal, da, Bistrița Năsăud să devină acest loc viu în care periodic se întâmplă ceva, în care publicul e invitat să se destindă, da, să, da, mai vedem și noi. Da, mi-ar fi plăcut să fie și mai viu. Acum, din păcate, sau din nefericire, sau cum vreți să spuneți, contextul pandemic a făcut ca să ne ducă înapoi un pic în istorie, așa? Da și nu. Pentru că am văzut că totuși v-ați adaptat și ați apărut mai des în online și păi ați fost... Da, asta era obligatoriu, cumva, sigur că facem tot ce ne stă în putere. Noi aveam ghidurile cumva pregătite și au fost lansate chiar înainte de pandemie, ghidurile de vizitare online și tururile virtuale. Deci nu, așa a fost, că nu, nu a fost ceva pripit, am așa. Am făcut-o repede atunci, dar sigur că a fost o provocare pentru noi. O provocare care nu ți aduce satisfacțiile, sincer, pe care ți le aduce publicul, pentru că nu există aceeași emoție, nu există aceeași reacție, nu vezi feedback-urile. Până la urmă, partea aia de vernisaj în care transmiți într-un mediu online, e adevărat că este o contorizare în partea de jos și scrie că s-a văzut-o 7.000 de oameni, dar ce înseamnă să vezi? E ca și poate la această emisiune. Intră 130, nu contează, dar cât se uită până la capăt? Uh-huh. Adică pe cât nu-i plictisești? Pentru că totdeauna ești între această dilemă pe care trebuie să o rezolvăm, cât e prea mult sau cât e prea puțin.
Cât, și asta se poate face doar în contact direct. Da, cu cât publică. Nu mișcă fizicul și are ca lumea răbdare să te urmărească, să fii atent. Sigur că pentru asta trebuie să spui lucruri interesante, trebuie să ai... Am încercat să facem lucrurile astea, nu fac eu asta. Toți colegii mei speciali și ei fac lucrurile astea. Sunt acolo o parte, până la urmă, o relație între administrație și muzeu, o piesă care încearcă să studiază publicul, ca să spun așa. Și ce place publicului bistrițean? Am făcut destul de multe cercetări pe zona asta. Acum, sincer, n-ar vrea să dezvolt subiectul, pentru că dacă ar fi să urmărim așa, unele dintre activitățile pe care le facem, însă nu că am vrea să le facem, ci că cam asta ne cerul publicul. Deci partea de divertisment... Nu facem doar ce ne place, da, facem și ce trebuie. Partea de divertisment nu e specifică instituției noastre. Deci, când obiectul de activitate, avem altul. Așa scrie legea, nu am inventat eu lucrurile. Dar facem și asta pentru că trebuie, pentru că ne dorim să ajungă cât de multă lume la noi. Până la urmă, studiile despre care povesteam se referă la vârste diferite, de la 7-8 ani, că pentru asta am făcut și Muzeul de Științe Naturii, sunt interesante animalele. Sigur că niciun copil de 6 ani nu vine să citească istoria muzeului la modul explicit, să spun așa. Obiectele de artă par interesante, dar dacă ai răbdare să le explici, dacă ajung cu colegii acolo și pot să așeze jos sau răbdare, oră, să pot să deseneze în spații, așa altfel, pe fugă e cam complicat. Și studiile noastre au mers până la seniorii cetății, așa că avem și activități pentru ei de toate formele. Are și o latură pedagogică instituția, pentru că până la urmă trebuie să facem această educație, cultură și pe această poveste. Am văzut colaborări cu școli? Asta. Da, ne-am dorit mai multe. Acum, din păcate, sistemul lor de organizare, al lor, am nu așa străin, că profesorul sunt la bază, face ca să nu existe dinamica care se dorește. E complicat în alea 50 de minute să fugă până la muzeu și să meargă înapoi și să respecte toate normele sanitare și așa. Deci, povestea care a fost cu școala, nu se vrea, da, e complicat. De noi ne-am dorit, de exemplu, ca secțiile noastre să fie niște laboratoare, niște extensii ale liceilor, și să facă istoria pe viu acolo sau alte lucruri. Da, așa am făcut oferta asta, sigur. Din păcate, nu au cum, n-au fizic cum. Deci ai o oră între... Ai o oră de istorie între una de chimie și una de mate. Bun. Cum faci să fugi cu copiii până la acolo? Se duci înapoi, știi? A fost binevenită școala altfel, dar... Acum nu știu dacă, modelul normal. Ăsta care a fost așa cu o săptămână și sau nu știu cum, mă rog, nu sunt adeptul unei tipologii de învățământ, dar de exemplu Franța nu fac lucrul ăsta. O dată pe săptămână aleg să facă o zi altfel și atunci alternativ ajung și la grădina zoologică și muzee și teatre și peste tot și lucrul ăsta le permite să, ca și de mici, să îndrăgească lucrul ăsta, știi? Asta e. Am făcut activități, adevărat, pe altarul activităților respective. Am avut și oareșcare cheltuieli, neapărat efectul ce a fost cel pe care l-am dorit, dar ne bucurăm foarte mult că se întâmplă și că așa este corect să fie și nu contează. Văd că sunteți deschis, încercați aproape orice doar ca să ajungeți la public. Acum nu chiar orice. E adevărat, da. Acum, înainte de pandemie, instituția a fost deschisă inclusiv ca stradă, să spun așa. Da, da. Deci deschizând posibilitatea celor două porți pe care le aveam. A fost un spațiu de relaxare în plus. A fost un spațiu de relaxare plus o grădină urbană și o trecere, o scurtătură, să spun, dintre cele două bulevarde. Dar odată cu pandemia lucrurile astea nu mai sunt posibile. Avem poartă, scanare. Cât de mult v-a încurcat pandemia? Mult. Deci nu cred că pe mine. Toate instituțiile de cultură din lumea asta au avut de suferit. Teatre, biblioteci și case de cultură. Mult.
Ne-am întors cumva la activitățile de bază, ne-am întors în laboratoare, în partea asta, dar lipsește foarte mult conexiunea cu publicul. Uh-huh. De exemplu, seara asta, că e o poveste cumva în avanpremieră, știi, aștept cu interes activitatea de mâine, pentru că feedback-ul până la această oră e chiar bun. Dar chiar curios ce se va întâmpla, să vedem câtă lume va veni, pentru că e o prima activitate importantă și am încercat să facem ceva diferit un pic, tocmai pentru a mișca lucrurile în toate direcțiile, da? Vedem. Hai să le dăm oamenilor mai multe detalii. Păi, nu avem. Scrie. De pe agenda culturală. Cumva și noi, ca toate instituțiile, ca și voi, ca și alții, ne promovăm în toate mediile, de la încă rămasa afiș formatul fizic, pe garduri sau în spațiile destinate, până la informație. În tot ce înseamnă tot presă, și tot ce înseamnă și online. Și sigur, văd că și în această direcție e bine monitorizat, ca să spun așa. Și da, eram, la un moment dat eram a cincea instituție cu vizibilitate din județ. Nu neapărat puțin, că țin cont că voi sunt mult peste noi, adică s-au trebuit unii dintre voi, nu? Sunteți foarte activi. Da, nu eu, colegii mei. Eu, nu știu, să-mi dau like-ul la telefon, de nu mă duce foarte tare la toate capitolele și îmi recunosc. Dar a devenit un mijloc de informare. Da, e modern și trebuie și cu siguranță că așa va fi. Deci ne îndreptăm spre o lume a digitalizării, a informației, accesibilității la informație din toate colțurile lumii. Facem lucrul ăsta. Deci în aceste zile colega mea, Lavinia Moldovan, a făcut posibil ca revista Bistriței să aibă acces mondial, spun așa, la nivel de planetă. Suntem cu acreditați internațional, cu vizibilitate peste tot în lume. Deci încercăm să facem lucrurile pentru vizibile. Acum, practic să vă adaptați la vremuri. Păi, obligat, forțat. N-aș discuta despre istorie, ori facem, ori mori, dar sigur trebuie să facem asta, e clar. Cu ce evenimente vreți să îi surprindeți pe bistrițeni și pe cei care vor fi în trecere în următoarea perioadă, atâta cât normele privind pandemia ne dau voie să luăm contact cu lumea culturală? Deci mâine avem o expoziție foarte importantă de sculptură. Deci Mircea Radu. E o expoziție pe care noi așteptăm de multă vreme, o pregătim de multă vreme împreună cu muzeul, prietenii noștri de la Muzeul Bruckenthal din Sibiu și Asociația Pictorul Octavian Șmigelschi. Ca lucrurile să fie rotunde, am invitat și un om extraordinar, vă aștept la muzeu, nu e o surpriză, dar îmi place să mă joc. Deci este invitatul de mâine seară, este și pe lângă sculptor, este și Horațiu Mălele. Va încerca să-și va lansa cele trei cărți pe care le aduce cu el și probabil că ne va încânta câteva dintre calitățile pe care le are, pentru că e un om extraordinar și complex ca artist, deci desenează frumos, face caricaturi, scrie poezie, e actor. Așa cum îi stă bine un artist să fie cumva polivalent. Polivalent. Următoarea săptămână avem târgul de mărțișor și urmează activitățile pe care ne le propunem undeva la câteva zile, undeva în muzeu, aici sau la St. George sau la Năsău, se întâmplă o activitate. Vă rog să ne urmăriți, că e important asta. În felul ăsta vedem și noi feedback-ul și cât de mult contează până la urmă feedback-ul? Pentru că având o anumită agendă și o anumită sumă de cheltuit, sunt, din păcate, foarte multe instituții care nu se uită neapărat la feedback. Adică ne bifăm evenimentele. Păi, nu cred că ar trebui să gândim forma asta nici de cum. Acum, nu știu, poate sunt este, oameni noi și suntem oameni. Clar, o serviciu pentru public, o instituție prestatoare de servicii. Dacă ar fi să definim modern lucrul ăsta, e instituție
care prestează un serviciu cultural, care e finanțată din bani publici și ca că bani publici trebuie să întoarcă spre beneficiar sau pe cei care îi plătesc, spre public. Și atunci suntem foarte interesat, nu suntem puțin sau mediu, sau nu. Suntem foarte interesat de reacția publicului, de mediu, de ce se întâmplă, care e feedback-ul, pentru că încercăm să, până la urmă, eu și eu, modalitatea de a... A venit oamenii vreodată cu sugestii să ceară ceva anume, să... Da. Da? Sigur. Deci deja avem și condici și tot felul de căite de impresii și toate lucrurile astea, dar nu sunt povești acolo, doar că cineva le ia la un moment dat și le studiază și încercăm să îndreptăm. E un principiu al controlului, mai multe perechi de ochi văd mai bine decât o pereche și cu siguranță că sunt lucruri pe care totdeauna în orice instituție poate fi îmbunătățit. Why not? Deci e un muzeu clar și noi. Nu suntem din altă parte. Eu mă bucur că, din fericire, colegii mei au marșat, să spun, pe ideile pe care am venit și cumva am făcut o echipă bună și cumva încercăm să facem lucrurile pozitive. Deci șefii de secție pe care avem peste tot, wow, super, știi, deci de mare calitate și cu siguranță că orice provocare pe care ați primit-o, ați încercat? Să străduie, să o ducă foarte bine la capăt. Ce vă doriți mai mult? Nu neapărat pentru instituție, ci pentru viața culturală a județului. Nu știu, acum e complicat. Anul ăsta e un an la provocărilor pentru complex și cu siguranță că ce-mi doresc e să gata anul cu bine. Deci am primit în administrare Pozmușul și cu siguranță anul acesta Spada în administrare și Castelul. Avem foarte mult de lucru. E o provocare mare ca și muzeul de la Bistrița pentru mine, pentru că de adevărat că sunt mulți bani acolo în joc, dar avem nevoie de un centru cultural, are nevoie de o poveste care se întâmplă acolo, de o dinamică. Asta ne obligă să fim creativi, să fim deschiși pentru la provocări, dar și la parteneriate, așa că suntem așa ca un burete, așteptăm să vedem orice, să vedem cum se potrivește. Dar aveți ceva, da. Aveți ceva idei, asta da. Sunt sigură. Aveți ceva idei, nu putem merge așa neant în față, deci e clar, avem o direcție, avem un vânt din spate, lucrurile sunt bine cumva. Ați visat în urmă cu ceva ani că o să avem un asemenea punct care să... Nu, nici nu m-am gândit niciodată. Sincer, îmi doresc ca tot județul ăsta să prospere și cu siguranță că pe lângă partea pe care o cunosc un pic, partea industrială care face ca județul să conteze, are și cum, partea turistică a trebuit să vină mult și repede din urmă. Iar pentru asta mă bucur că în ultimii ani s-au mișcat lucrurile mult în această direcție. Sigur că nu suntem Suceava sau unde faimoasele mănăstiri, nu suntem Maramureșul cu frumoasele lor povești. Păi suntem undeva la trecere. Ne comparăm cu zona medievală. Da. Și trebuie să profităm de poveștile pe care le avem, să ne le punem în valoare. Castelul în sine este o poveste, nu e prea mare, nu e neapărat un spectacol, dar poate să devină un reper interesant pentru promovarea turismului în Bistrița Năsăud și atunci a trebuit să facem, nu eu, tot, lumea să facă orice în această direcție, pentru că odată cu creșterea numărului de turiști, beneficiile sunt complexe și pentru toată lumea. Acum, repet, nu Bistrița, da, muzeul n-o Bistrița, nici n-o să vină turiștii doar pentru muzeu. Branu, ca să zicem, magnet, fără indiscutabil, ori vrea, ori nu vrea. Nu, e adevărat. Să nu ne amăgim. Dar trebuie să facem evenimente. Să construim evenimente. De aia e mai interesant din punct de vedere a legendei, deși acum Ana e eclectic un pic, biserica de la Jelna. Pentru că e totuși a treia copie a lui Navicela, lui Giotto din lume. E, wow, știi, de gata, nu sunt mulți. A treia loc în lume. E puțin, nu e puțin. Avem dar și pentru acolo, avem și pentru biserica aia, avem respectiv un Dali. Încercăm să facem
Am avut o bună bucată de vreme un proiect de reabilitare și consolidare, de punerea sub protecție și acum încercăm să punem în valoare ruinele respective. Pentru muzeul de la Livezile vrem să trecem la următoarea etapă, transformarea lui într-un muzeu al preindustrializării în Transilvania, așa că și pentru ăla avem un proiect și acolo așteptăm să vedem unde să-l putem depune, discutăm despre fondurile europene, bineînțeles. Și săptămâna viitoare Părintele Crintea Andrafil Teodorescu de la Peșteră se duce la minister pentru a reface parteneriatul cu Ministerul Mediului pentru a face ceea ce ne-a propus de câțiva ani, a deschide Peștera Tăușoare pentru public. Tot așa, pare un obiectiv de neatins, pentru că sunt foarte mulți oameni din județ care au auzit de ea, fără să știe prea multe detalii despre ce s-ar putea face acolo sau cât e de specială. Dacă avem timp să discutăm despre peștele, e extrem de specială, e un mare, impresionantă, se spune una de cele mai mari din România. Acum, de ce nu să fim noi mândri, să fie, o facem noi cea mai mare, cel puțin bistrițeni, nu neapărat științific vorbesc. Da. Cu siguranță că părintele mă poate contrazice aici, dar și aș putea să-i spun că nu a verificat-o în totalitate, cu siguranță n-a ajuns peste tot, nu a cartat-o în întregime, mai are încă mult de cercetat, așa că de unde știi că la un moment dat nu se poate deschide o fisură undeva și poate să apară o dimensiune uriașă. Centrul Pământului. Da. Are câteva lucruri unicate și atunci sigur că ar trebui să marșăm pe aceste lucruri. Dacă ne uităm în lume... Dar s-a discutat foarte mult și de cât rău ar putea să facă dacă ar fi deschisă turiștilor. Da, și nu prea. De ce? S-a lămurit din acest... S-a discutat despre aceste lucruri. Am avut multe întâlniri cu cel la Institutul Emil Racoviță și au avut discuțiile a face un studiu de fezabilitate pe această direcție. Nu se dorește, sigur, o intervenție agresivă în biotopul peșterei, e nici poveste, nu era de a vizita turca și la muzeu, era de a deschide o încăpere, doar atât, și construcția unui sas, în momentul, sas, e, nu știu, e o expresie, nu știu exact cum se traduce, deci sunt niște porți. Deci în momentul în care se deschide intrarea, se închide partea din spate, și tot așa, în fel că există o protecție pe camera respectivă. A fost identificat o sală numită Sala Muntelui, care e cea mai aproape de partea supraterană, vreo 7 metri distanță, unde s-ar putea construi un mini tunel, să spun deci, așa. Cât mai non-invaziv. Da, e absolut, pentru că nici nu discutăm despre altceva. Dar dacă ne uităm în ce se întâmplă în lume, există acest interes pentru tipul ăsta de turism. De ce nu l-am promovat și noi? Și cu siguranță că dacă o facem cu atenție și cu responsabilitate, lucrurile astea ar aduce un foarte mare plus întregii văi. Până la urmă, că nu discutăm despre ce s-ar întâmpla pe Gersa 2. Dar oricum, și despre luându-le ca și total, tot ce are astăzi de administrat complexul muzeal Bistrița Năsăud, vorbim deja de câteva repere care chiar pot să umple timpul unor turiști. Da. Acum, era o discuție în care să faceți dacă un traseu, administrarea, să spun, administrarea Consiliului Județean a făcut posibile ca drumurile din județ să arate, nu discut despre cum arată Iarna, dar să ne mișcăm mult mai bine, aceste drumuri trebuie să ducă undeva și cu siguranță că va trebui să este strategia județului, următoarea strategie care este în discuție acum, de a construi acele rute culturale, sunt interesante, acele puncte gastronomice și acele centre de puncte de interes comunitar, unele de pe partea de turistică, unele pe partea de entertainment, spun lumea, deci, adică de divertisment, de angajare în diverse activități în aer liber. Și va trebui să facem lucrul ăsta toți și muzeul are o mică părticică, un mic rol. Sigur că și noi suntem la capătul acela al drumului, care cu poate o anumită fi și mare poveste și noi încercăm să să ne onorăm de sarcinile care avem cu mare responsabilitate.
Nu ar fi oportună și o colaborare cu administrațiile locale în contextul în care s-au finanțat, s-au deschis tot felul de centre de informare și așa mai departe, însă nu prea vedem funcționalitatea și oarecum promovarea unor obiective care să merite și care să ducă turiștii dintr-o parte în cealaltă. Da. Dacă tot vorbim despre o rută... Acum, acele centre turistice de informare, sigur că au venit cumva înaintea valului, au venit pe faptul că exista o oportunitate de finanțare de care administrațiile au profitat. Sigur că... Dar e normal, înainte, le avem. Da. De asta zic, astăzi s-ar putea promova mai bine muzeul, tot troian, ce... Sigur că mai trebuie să îl introduci în cetate, dar mai de lucru, dar și cu siguranță că administrațiile respective urmează o mare provocare. Nu e suficient să ai o casă construită după un anumit tipic și o anumită sumă, că dacă nu ai funcționari, dacă înăuntru nu e ceva și dacă nu este ce pentru promova cineva. Că, în fost și la urmă, această mobilitate pe care ar trebui să aibă comunitățile mai mici ar trebui să facă mai dinamică activitatea lor, dar din păcate... Eu cred că fără ajutor interinstituțional e cam greu. Știi cum e? Deci fiecare instituție are sarcine, sigur că noi se răspunde bucuroși tuturor provocărilor. Discutăm acum despre următoarea întâlnire care va fi cu foarte mulți primari, va fi legată de limesul roman și de granița Imperiului de Nord pe teritoriul județului nostru și despre toate acele OAT-uri pe unde va trece această graniță. A apărut și o oportunitate de finanțare europeană și atunci deja devine mai interesantă și pentru administrații, pentru că până la acum era cumva o obligație în plus și o sarcină în plus. Da. Faptul că România va adera la patrimoniul UNESCO al granițelor Imperiului Roman și județul nostru are o... Ne și obligă, da, la muncă în plus. Deci... Da, de regulă aderările la patrimoniu sunt mai mult obligații decât beneficii, dar asta e realitatea până la urmă. Dar cu siguranță că beneficiile sunt pe termen lung și vin în partea turistică a lucrurilor, pentru că ceea ce au făcut Via Transilvanica pe o parte în țara aceasta poate să facă limesul roman pe de altă parte în toată Europa, pentru că la urmă dat se leagă, de ce nu postbușul de Spania, știi? Că... Da. Unde se termină? Unde vrei? Unde... Limita e cerul. Da. Da. Oricum, văd că sunteți destul de atenți la tot ce înseamnă fonduri europene, ca să spun așa. Da, deci cu siguranță că ne gândim, pentru că cum, pentru deci mai aveți la SERTAR proiecte. Cu siguranță că aceasta e direcția în care ar trebui să ne îndreptăm atenția, nu facem noi, o fac toate instituțiile, cu siguranță, da. Din fericire vine câte o provocare din asta pe rând și timpii ăștia sunt suficient de lungi din nefericire de data aceasta, pentru că de la gând până la faptă durează mult în România partea asta de documentare. Da, dar dacă proiectele nu sunt făcute la anumite standarde, pierdem bani. Da, e adevărat, dar că și dacă încerci să o iei înaintea valului, tot nu e regulă. De exemplu, peștera, dacă ar fi să discutăm despre principiul ăsta. Deci am avut discuții 2 ani de zile la rând cu Institutul Emil Racoviță, eram în implementarea unui proiect european acolo de cercetare și am obținut în următorul an bani de la Consiliul Județean în jur de 500.000 de lei, era suma atunci, 50.000 de lei de acum, o sumă importantă, sumă cu care ne-am înțeles de altfel cu Institutul Emil Racoviță, care era singur care putea face cercetarea respectivă pentru a face un SFE acolo, un studiu de fezabilitate, cum să mai lung așa. În următorul an s-a schimbat administrația, s-a schimbat partidele politice, s-a schimbat ministerul, toate înțelegerile noastre au căzut. Mai și am facem tot 2 pași înainte și 3 înapoi. Pur și simplu ne-a luat din administrare, ne-a luat posibilitatea de a gestiona, de a fi custos de are protejată, au încercat să reorganizeze ei și cumva au rămas cumva suspendată toată povestea, aruncându-ne înapoi. Deci 2 ani de muncă cumva în discuții că cum a face, da, cum ar trebui, care e cel mai bine, cum putem să facem, vânt, că s-a schimbat ministrul. Toate s-au schimbat 3 ministri ai culturii
la semnarea unui contract pe, la Bistrița. Pe... Sunt lucruri care oamenii nu le știu, deci nu-și dau seama cât de mult poate politica, de exemplu, să influențeze și un asemenea domeniu care e cultural, turistic. Nu e nimic în afara acestor... cultura nu e în afara lumii și nici afara societății. Nu e o altă bună. Nu e altă bună. Trăim în acest lucru, să noi suntem afectați de toate ce se întâmplă. Nu pot să spun că complex muzeal este afectat de mișcarea de șah a lui Putin din seara sau din ziua de azi sau din cursul zilei de azi, da. Dar ca și perspective nu se ca știe. Ca și perspectivă pot să ai niște surprize neplăcute. Da, timpul a trecut destul de repede, suntem pe ultimele minute și cu pandemie, cu agenda culturală pe care v-ați gândit să o aduceți pentru bistrițeni în acest an, aș vrea să le transmiteți câteva mesaje. Acum, agenda culturală la care m-am gândit nu e una secretă. Deci, e un proiect. Există site-ul muzeului unde în fiecare an noi avem obligația de transparență instituțională de a... pe site. Veni cu agenda culturală este aprobată de hotărârea pe Consiliul Județean și anexă la bugetul muzeului. Nu e niciun secret. Ceea ce o să facem în plus față de acea agenda e un secret că există așa o mișcare a astrelor și că unele lucruri nu le știm pe toate și așteptăm să încheie pandemia, să vedem ce se întâmplă, dacă putem face una sau alta, pentru că, de exemplu, am avut activități culturale care le-am amânat, pentru că mă rog, artiștii sau invitații noștri n-au putut să vină, unii n-au vrut să vină, unii chiar n-au putut, ba COVID-ul, ba tot felul de interdicții, ba unii nu și-au dorit să facă vină și să apărăm cu o cameră video și să spunem că suntem în direct și haide să vedeți că am făcut venisaj. Își doresc interacțiunea și atunci s-au amânat multe dintre ele, deci așteptăm cumva ca să intre lucrurile liniar. Nu sunt convins că o să avem multe provocări și pe această linie, dar vor funcționa acum. Ce îmi doresc ca vizitatorii să întoarcă la muzeu, pentru că într-adevăr am avut și cumva îi dorim să vină înapoi, pentru că avem activități interesante, suntem o instituție în slujba publicului, ne place sau nu ne place, aparținem acestei comunități. Muzeul Bistrița aparține și bistrițenilor, deci nu este o instituție satelită a Consiliului Județean și Consiliul Județean așa undeva deasupra tuturor lucrurilor. Nu, nici potrivă. Muzeul Bistrița, Casa Gintarului, sunt niște instituții muzeale care aparțin Bistriței. În marea majoritate, dacă discutăm despre faptul că la această oră turismul este cumva pe butuci, activitățile culturale care le facem în această perioadă sunt destinate sau adresate în special publicului local. Și atunci dacă e Bistrița, e pentru bistrițeni, dacă e Năsăud, pentru năsăudeni și mai departe. Și îi așteptăm cu drag să vină alături de noi, cu proiecte, cu propuneri și în acțiune de voluntariat pe care le facem și o să le avem în continuare și anul acesta, pentru că sunteți... E interesant să fii o zi arheolog. Deci discută toată lumea despre ce se întâmplă, oare ce fac. Haideți să vedeți. Da, e o mare provocare și știu de la Bistrițeni că sunteți și o gazdă bună, pentru că având spațiile necesare, ați întins mâna și asociațiilor, fundațiilor care au venit să vă ceară ajutorul pentru organizarea anumitor evenimente, care din nou nu sunt trecute în agenda culturală. Da, cumva am beneficiat de faptul că instituția avea o curte închisă și cumva reglementările sanitare pentru spațiile respective erau oareșcum mai permisive și cumva cartiluite diferit. Da, eu sigur. Deci rămâneți la fel de deschis și în 2022. Absolut. Asta e clar. Deci mai mult de atât aș face orice. Să vină lumea acolo, să ne vadă, să ne cunoască. Și cu siguranță că nu există viitor fără trecut. Acolo trebuie să-ți cunoști trecutul, acolo să cunoști istoria, acolo să ne cunoaștem obiceiurile, pentru că lucrurile care se întâmplă acolo sunt făcute cu știință, cu cercetare și profesionist. Și atunci activitățile pe care le avem sunt super în regulă și chiar de mare calibru.
Cred o să aveți din următoare o deschidere, o altă provocare frumoasă, pentru că am muncit colegele mele altele, mai hanice decât mine, au muncit un an de zile la un catalog de excepție legat de IE. Și nu este doar de IA românească, de IA tuturor locuitorilor județului și despre romi și despre punguri și despre evrei și despre sași. O să discutăm și poate un pic de comparație cu arta plastică și câteva și comentarii interesante. Și uite, așa sună din ce în ce mai interesant. Și dacă cândva am făcut un album pentru județul ăsta, e foarte interesant și a rămas cumva ca reper, de data aceasta, anul ăsta, ne propunem un alt album care, eu zic că va fi continuare un reper interesant pentru județul ăsta. Așa că, din punct de vedere al profesioniștilor, suntem acolo acum. Că vreți, nu rămâne decât să vă rupeți puțin din timp și să ne călcați pragul. Pentru feedback, doar așa se poate, să ajungeți la evenimentele Complexului Muzeal Bistrița Năsăud și, bineînțeles, să vă împărtășiți impresiile cu echipa care face acolo lucrurile pentru bistrițeni și pentru cei care vin să ne treacă pragul. Cu aceste gânduri o să încheiem ediția din această seară. Vă mulțumesc foarte frumos că ați fost alături de noi și eu vă mulțumesc. Trebuie să recunosc că cred că ar fi interesant pe viitor să intrăm mai mult în partea asta de cercetare, care nu e foarte vizibilă, să vedem și noi icebergul acesta, da. Să facem niște scufundări, să vedem cum arată lucrurile în inima instituției. Vă invit cu drag. Deci, una dintre defectele pe care am prins multe altele e faptul că poate n-am comunicat suficient. Să încerc să mă îndrept și acest... Eu cred că Complexul a făcut pași importanți de când sunteți... Da, Complexul face lucrul ăsta. De când sunteți un lider acolo. Și nu putem decât să vă urăm succes atât dumneavoastră cât și echipei pe care o manageriați. Vă mulțumesc, succesul trebuie să fie împărtășit, așa că vă aștept. O seară bună, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Vă invit să mergeți în perioada următoare la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, pentru că sunt pregătite evenimente pentru dumneavoastră. Și în continuare urmează Gina Bontaș cu Bine pentru tineri. Societatea MIS Group susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine!